Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit. Vreau să vă întreb de ce ați ales să candidați pentru nou mandat? Mulțumesc frumos, în primul rând, pentru prezență. Vă mulțumesc echipei prezente astăzi aici alături de mine. Avem treabă de făcut, avem un obiectiv foarte important, anume de a pune Șimleul în rândul orașelor exemplu în această țară și am început o muncă în urmă cu 2 ani și câteva luni, pentru că la momentul alegerilor vor fi 2 ani și 10 luni de când am preluat acest mandat, iar în această perioadă am început cu munca de jos, cu subteranul. Am introdus 50 de kilometri de magistrală de apă și canal. Am făcut cea mai mare extindere a rețelei de gaz de când e implementată în orașul nostru. Aproape 8 kilometri de rețea de gaz a fost o extindere în orașul nostru. În egală măsură am introdus, după cum vedeți aici în centrul orașului, în subteran, curenții atât slab cât și linia electrică. Odată finalizată această muncă, mergem mai departe, pentru că avem în prezent lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere pe 23 de străzi, modernizăm și reabilităm energetic 30 de blocuri, suntem pe primul loc în țară, pe primele locuri în țară la această linie de finanțare. În egală măsură avem finalizat o piață agroalimentară, care este cea mai frumoasă din Transilvania și una dintre cele mai moderne din țară, din România. Vom inaugura în săptămânile următoare complexul multifuncțional Măgura, o investiție în valoare de 5 milioane de euro pe fonduri europene. Am inaugurat anul trecut o bază sportivă la Cehei, unde dintr-un loc mort i-am dat viață cu o bază sportivă modernă. Aici modernizăm școala Silvania, construim o creșă, prima creșă după Revoluție în Șimleul Silvaniei se construiește în aceste luni. Aici vom inaugura, tot în săptămânile care vin, un nou bloc ANL de locuințe pentru tineri. Cât dincolo de ceea ce facem în mod concret, mă întrebați de ce candidăm. Pentru că în această perioadă de timp, nu doar că am muncit efectiv, am pregătit și alte proiecte.